Folclorul Republicii Moldova este foarte variat, de la sat la sat, de la nord la centru și sud. Ce poate fi mai minunat decât preveliștea unui râu ce curge lin, o salcie ce stă pe malul acestuia, iar undeva în apropiere, copii ce dansează pe fond de muzică tradițional moldovenească. Poate de aceasta mulți cetățeni străini, dar și din țara noastră, tot mai mult renunță la hotelurile de 5 stele și decid să se odihnească la noi în țară. Satul Domulgen din raionul Florești are multe lucruri frumoase cu care se poate lăuda, de la priveliști ispititor de atrăgătoare până la un folclor autentic moldovenesc. Iată de acum 6 ani, satul Domulgen este gazda Festivalului Turistic Național Duminica Mare. La acest festival participă colective folclorice din întreg raionul Florești, de la dansatori și colective vocale instrumentale până la fanfare cu instrumente aerofone. Anume ei, fanfariștii, au și deschis această frumoasă sărbătoare. Aveți atâtea tradiții frumoase, aveți atâtea obiceiuri care de dimineață le tot savorăm, dar sunteți, vreau să zic, cei mai bogați. De ce știți? Că sunteți cei mai frumoși. Cea mai bogată țară pe care o are Republica Moldova, din simplu motiv că are oameni care știu a-și scoate tradiția și obiceiul în prim plan. Toți sunt implicați ca sărbătoarea să fie organizată pe cinste, de la autoritățile publice locale, ONG-uri și întreprinzători, până la gospodinele și gospodarii satului. Fiecare a contribuit cu ce poate, cineva cu expoziție de bucate, cineva cu un suport material, iar cei mai apreciați sunt actorii, cântăreții și dansatorii colectivelor din raion, care pun temelia principală la promovarea turismului cultural. În aspect gastronomic este un potențial a tradițiilor foarte bun aici. Deci și de asta tot respectul și închinăciunea pentru acești oameni simple care au păstrat aceste tradiții și acum au venit nu cu vânzare, dar au venit ca să dea posibilitatea să guste cei veniți din alte părți și să vadă cum este gospodina cu tare sau cu tate în aspect de preparare a anumitor bunătăți. Este bineînțeles și aspectul tradițiilor culturale folclorice. De aceea din start am zis că toate mini-spectacolele care vor fi în cadrul festivalului să aibă un generic unic, ritualuri de la Paști până la Rusalii. Din spusele organizatorilor festivalului, în fiecare an, când se organizează această sărbătoare, se ține cont și de cele anterioare. Anume de aceea, participanții se pregătesc intens pentru a putea avea o prestație pe cinste. Cu deosebită plăcere vreau să vă aduc la cunoștință că anul acesta chiar ne-am pregătit foarte și foarte intens pentru acest festival, fiindcă totodată am desfășurat și atestarea colectivelor artistici și folclorice care le avem în teritoriul raionului Florești. Avem 21 de colective care au trecut atestarea, s-au confirmat ca colective, dar mai avem și o bucurie că avem încă 7 colective care au s-au atestat ca colective cu titlul model. Le mulțumim tuturor locatarilor din satul Domulgeni, fiindcă, datorită dumnealor, s-a primit o expoziție foarte frumoasă de mâncăruri gastronomice. Au fost pregătite mâncăruri de casă, măleguță, pește prăjit, fripturică. Specificul festivalului este făcut într-aceea că în satul Domulgeni se produce mâncăruri foarte gustoase și anume mizelurile. Sunt mizelurile pregătite de la Domulgeni. Sunt foarte gustoase și chiar vă invităm și să gustați permanent din aceste mâncăruri. Merită să fie să vizitați acest festival. Bucatele tradiționale sunt și ele partea festivalului. Anume pe plan gastronomic, țara noastră are cu ce se mândri. Mămăliguța este una din bucatele tradiționale ale poporului nostru, de la nord la sud, mai ales dacă este coaptă pe foc afară. Mămăliguța moldovenească se servește cu pește prăjit, cu brânză de oi și cu friptură de porc sau găină. Cine dacă nu gospodinile din Moldova pot mai bine pregăti o mămăliguță? Punem ceaunul la foc. Când fierbe apa, punem sarea, adăugăm ulei de sare. Când fierbe apa, adăugăm făina. Are vreun secret, măliga voastră din Domulgeni?
E secretul e gustoasă, da. Și coaptă la cuptoruș, hai ca la... Asta e secretul. Secretul. La cuptoruș, cum de la oamenii... Mămele gusta la cuptoruș e mai gustoasă ca de la... Și de atât mai gustoasă. La gaz nu e așa de gustoasă, dar e și scoașă de la temperatură, de la lemne, are gustul... Acuia, a fumului de la cuptoruș, are acuia, nici nu știu. Acest forum a oamenilor creativi de la noi din țară a ajutat oamenii care transmit tradițiile de la bunei noștri pentru cei care mențin și astăzi aceste tradiții pentru generațiile următoare. Participanții și locatarii satului Domulgeni sunt convinși că tinerii vor putea menține tradițiile naționale moldovenești. Acest festival este un mesaj cu schimb de experiență și o posibilitate de autopromovare. Pentru nepoții noștri, pentru strănepoții noștri, așa obicei și așa tradiție. Să nu se uite, să nu se uite tradițiile, același port moldovenesc național, aceleași cântice, folclorul. Ne mândrim cu meleagurile noastre, uitați-vă ce frumusețe, ce dealuri. Eu țin minte de la părinți, la Duminica Mare, tot așa, pregătim mesă, doldura de bucate, cu cireșe, cu ulciorașe, dau de pomană, copilașii se jucau, puneau cireșe pe la urechi, da, e ceva frumos. Organizatorii și participanții Festivalului Tradițiilor Naționale Duminica Mare sunt convinși că această tradiție va trăi mult timp înainte. Dar cel mai important lucru este că acest festival ajută mai întâi de toate la promovarea culturii și a obiceiurilor naționale moldovenești.